echipe gazde care au trecut pe lângă minge. Să vedem replica dinamoviștilor cu Marius Alexe în colțul careului. Alexe scoate în centru, Rus este acolo, lângă el Cătălin Munteanu. Mingea ajunge la Dănciulescu. Va centra Dănciulescu, nu scoate mingea în careu. Cap Alexe și gol! Gol Dinamo în minutul 5. Deschidere de scor. Mare Fanionul a rămas jos, deși aici, iată momentul centrării, dar are dreptate asistentul Zoltan Sechi. Era poziție regulamentară. Și nu durează mult și Dinamo își impune punctul de vedere aici la Piatra Neamț. Fanii nemțenilor sunt nemulțumiți. Protestează un oficial al Cehlăului. Îi retrimite lui Cătălin Munteanu. Centrarea pe colțul lung, cap, bară a lui Dinamo. Putea fi 2-0 pentru Dinamo și până la urmă reușește să prindă Bojan Jović. Tot Marius Nicolae a fost cel care a trimis cu capul după această nouă centrare a lui Cătălin Munteanu. Iată-l pe Nicolae desprinzându-se din marcajul unui adversar și trimițând cu cap lovitura de la colț a Ceahlăului. Minge aruncată în 6 metri și ocazie bună a jucătorilor din piața finalul fazei. Din nou Marius Nicolae. Marius Nicolae caută vinclul! Puțin peste poarta lui Bojan Jović. Ce ocazie! A fost o intercepție rapidă a dinamoviștilor în jumătatea Ceahlăului. Din două pase mingea a ajuns la Nicolae, aflat liber în marginea careului. Acesta a ieșit Dănciulescu. Îl vedem pe Cătălin Munteanu. Șutează pe colțul scurt! Puțin pe lângă poartă. Cer corner dinamoviști, însă rămâne impasibil Alexandru. Rotația mingea în aer, semn că a fost un contact acolo, în fine. Greu de observat și continuă aici la Piatra Neamț cu Laurențiu Rus. Aruncă mingea în careu pentru Marius Nicolae. Mingea jos, șutează Nicolae! 2-0 pentru Dinamo în minutul 32, al nouălea gol în această ediție de campionat al lui Marius Nicolae, care ne arată și gheata cu care a reușit să marcheze. O fază foarte frumoasă de atac a dinamoviștilor, o acțiune de atacant adevărat a lui Săgeată. Iată mingea lui Laurențiu Rus, Nicolae pune mingea jos și trage foarte puternic din alergare pe colțul scurt. Bojan Jović este depășit, la fel de aproximativ a fost și marcajul lui Nohai Nicolae în această seară și încă nu a trecut decât aproximativ o treime din această partidă. Mai are timp, nu putea să facă nimic Jović la această bombă a lui Nicolae, care însă mingea cu Neu, un duel pe care l-am mai văzut până acum și probabil că o să-l vedem până la finalul meciului. Vine și o centrare în careu. Chiacu s-a trezit cu mingea la picior și Pălgrădean reușește să respingă. Sat către poarta lui Jović, Marius Alexe cu poarta goală. 3-0 Dinamo, minutul 38, o gravă greșeală în apărarea Ceahlăului. Jović s-a ciocnit acolo de Nohai, care face semne de jos că are nevoie de intervenția medicului. Imediat Alexandru Tudor face semn medicilor de la Ceahlăul să intre și să-i acorde îngrijiri lui Florin Nohai, care a rămas între Jović și Nohai. Iată încă o dată pasa lungă către Marius Alexe. Vai, ce genunchi în față i-a dat Jović cu echipierului său Nohai. Acesta este groghi și mare lucru dacă va putea să continue meciul. O lovitură groaznică, mai rău ca un pumn la box. A fost dată faza, urmărește Marius Alexe cu inteligență, nu se bagă în clinciul dintre Nohai și propriul său portar. Profită, marchează în poarta goală cu toată opoziția lui Forminte. Drama se petrece în rezervele lui Dinamo. Să vedem însă acest atac și 4-0 Dănciulescu! Golul cu numărul 200 din cariera lui Ionel Dănciulescu, al doilea om din fotbalul românesc care atinge această platformă aparent imposibil de ajuns. Dănciulescu se duce la banca de rezerve și se bucură alături de colegii săi. Iată încă o dată această fază. Foarte bine a urmărit această minge Dănciulescu și Jović pe colțul scurt. Din nou centrarea i-a aparținut lui Cătălin Munteanu. Al 200-lea gol așadar al lui Ionel Dănciulescu și sunt extrem de bucuros că am putut să vedem împreună acest gol în direct pe Antena 1 și pe CSP TV. Nu Forminte era acolo, trebuie să fac o rectificare, ci Daniel Barna. Fundașul frumos de trei adversari, Dănciulescu, poziție centrală, poate șuta, preferă o pasă, să-l vedem pe Marius Nicolae, care ratează hat-trick. A mers triunghiul de pas al dinamoviștilor, până la urmă s-au recuperat nemțenii cu Bădescu în
centru pentru Monroy, în stânga cere Stana. Stana centrează pe jos și Gafița, o ratare asemănătoare cu cea din etapa trecută de la Brașov. Iată-l pe Marius Niculae, acum agățat în careu și penalti, dictează Alexandru Tudor în minutul 79. Pentru faultul comis de Aitor Monroy asupra lui Marius Niculae, niciun fel de proteste, doar un râs amar al jucătorului spaniol la decizia lui Alexandru Tudor. Oho, ce execuție are Marius Niculae, care marchează golul său cu numărul 10 în actuala ediție de campionat. Își completează un hat-trick, adevărat nu e chiar un natural hat-trick, cum ar spune englezii. Însă este al treilea gol marcat de Marius Niculae împotriva Ceahlăului. Dinamo se apropie de cel mai bun scor în această ediție de campionat. Egalează performanța de la Mediaș. În minutul 80, așadar, Marius Niculae înscrie pentru a treia oară din penalti, adevărat, însă un penalti dictat fără dubii.